Mâine va avea loc biroul permanent național al PNL, iar clarificarea situației lui Dian Popescu este pe ordinea de zi. Conducerea partidului va decide dacă senatorul va fi suspendat conform statutului, ori se va stabili că prevederile statutare nu se aplică retroactiv așa cum se vehiculează. Este posibil orice mâine, spune Dian Popescu. Până în acest moment nu s-a întâlnit biroul politic național. Miercuri se va întâlni la ora 5 după amiaza și vom vedea până atunci ce decizii și cum se va aplica și se vor aplica și aceste modificări statutare, care în primul rând trebuie să treacă printr-un proces al instanței. Ca atare, haideți să așteptăm să vedem ce discut cu conducerea centrală și care sunt deciziile care se vor lua. Spuneam că nu se vor aplica retroactiv, pentru că asta au fost toate discuțiile cu juriștii din partid și spuneau că o aplicare retroactiv, deci va duce la o serie de procese care clar le vei pierde. Vedeți, din asta, orice lege, și statutul este o lege, nu se poate aplica retroactiv. În cazul în care senatorul va fi suspendat, s-au arătat și doritori care să ia locul, printre aceștia Gheorghe Orzan și Dumitru Leuștean. Eu mi-am oferit disponibilitatea de a prelua șefia organizației de PNL cu o președinție mai precisă, în cazul în care se va opera suspendarea domnului Bogdan. Biroul Politic Național hotărăște, cât privește persoana mea sau domnul primar Leuștean sau oricine altcineva, nu e nicio problemă. Conducerea centrală este cea care decide cine va continua la conducerea filialei de PNL. Liberalii așteaptă să fie tranșată această situație. Boala lungă e moarte sigură, spune Marcelă Romanescu. După ziua de miercuri, după ședința de săptămâna viitoare, nu știu când va fi pe ordinea de zi pus în discuție situația de la Gorj sau situațiile întâlnite la nivel național. Eu trăiesc cu speranța că cei de acolo vor analiza rapid problemele apărute la nivel național și vor declanșa după aceea imediat procedurile, pentru că am văzut că în Consiliul Național s-au aprobat tot felul de acțiuni pentru demararea campaniei pentru alegerile locale, de fapt pentru demararea campaniei de stabilire a candidaților pentru alegerile din 2016 și din acest punct de vedere mai este mai puțin de un an de zile. Eu sper ca lucrurile să se desfășoare rapid și să intrăm în forță în campania din 2016. Boală lungă, moarte sigură. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să dureze atât de mult. Mai mulți liberali gorjeni se așteaptă ca acesta să fie suspendat din partid și automat din funcție, în urma problemelor pe care acesta le-a avut cu legea. Cel mai recent zvon care circulă pe scena politică din capitală spune că Dian Popescu ar avea un as în mânecă, iar scenariul ar fi deja stabilit. În cazul în care va fi suspendat din partid, acesta ar fi negociat un post similar acela de președinte al UNPR Gorj. PSD ar fi de acord cu acest transfer. Partidul are nevoie de o majoritate sigură în Senat. La schimb, bursa zvonurilor spune că ar fi puse la bătaie două posturi de director la instituții deconcentrate și președintele UNPR Gorj, Gheorghe Cocina, se declară străin de aceste zvonuri. Cum vedeți mutarea asta, dacă ar fi să se concretizeze? Deci n-am nicio informație, nu am primit de nicăieri nici măcar un semnal în acest sens. Evident că aș putea mătărâ să iau de producția centrală a partidului, nu m-a întrebat nimeni, nu m-a întrebat nimeni. Domnul Dian Popescu este contestat de foarte mulți colegi de partid. Ați vrea să fiți colegi de partid cu dumnealui? N-am o relație de colaborare cu Dian Popescu, așa că nu pot să fac nicio apreciere la persoana dumneavoastră. Iar dacă centrul va decide că trebuie să fie înlocuit din funcție, Cocină spune că nu se va opune. În ceea ce privește statutul UNPR, Cocină spune că în acest moment nu s-a confruntat cu situații în care vreun membru să fie suspendat din cauza problemelor cu legea. Însă crede că în viitor, dacă va fi nevoie, va apărea un articol care să prevadă acest lucru. Probabil că dacă va fi, să analizăm sporurile de conducere ale partidului. Ați fi pregătit să renunțați la funcția de conducere din partid? Nu e vorba de sunt sau nu sunt pregătit. Asta este o decizie a conducerii centrale a partidului și nu mă întreb dacă sunt pregătit sau nu sunt pregătit. Renunță. Dian Popescu a început să fie contestat după o decizie a instanței prin care a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul Lotul Peștișani, deși aceasta este definitivă conform statutului partidului, senatorul ar fi trebuit să fie suspendat de drept din PNL.